având în vedere faptul că în cursul lunii aprilie a decedat un beneficiar de la CIA Pecea în spital și a fost diagnosticat cu coronavirus, am considerat că este ca măsură preventivă foarte necesar să testăm tot personalul care este la această oră izolat la locul de muncă pe 14 zile, precum și beneficiarii din acest centru. Prin urmare, am solicitat DSP-ului această testare și am avut deschidere din partea DSP-ului și sprijin din partea Consiliului Județean să putem efectua această testare, deoarece, după cum bine se știe, conform procedurilor, se testează doar persoanele din căminele de persoane vârstnice. În urma testării, astăzi am primit rezultatele, avem 14 persoane confirmate pozitiv. Urmează să luăm toate măsurile care se impun conform normelor DSP-ului și a recomandărilor care sunt legale.